sormea. Mama și tata sunt plecați, iar Scorpia, în loc să aibă grijă de mine, mă dă afară din casă, că nu vrea să o deranjez când vine prietenul ei. Dă, Doamne, să-i apară coșul pe nas și să o părăsească iubitul. Tași din gură, că facem o falsă la telefon. Bine ai venit la emisiunea Milionarii de la miezul zilei. Ești în direct cu ascultătorii noștri. Stai jos în momentul ăsta să miști în picioare. Mai bine așează-te, că nu vrem să te accidentezi. Sper că nu e slab de inimă, pentru că nu vrem să faci un infarct. Cel puțin, nu în direct. Calculatorul nostru a ales la întâmplare dintr-o bază de date câștigătorul emisiunii de astăzi, iar acela ești... Chiar tu! Ai câștigat! Felicitări! Bagă melodia! Nu știm în ce ai călcat, dar astăzi ai câștigat Milionarii de la miezul zilei! Ai câștigat 1000 de euro! Prea puțin! 1000 de euro pe lună până la finalul vieții. Bagă melodie! Ai ceva pe tălpi, urând mirositor. Tu ești marele câștigător, Milionarii de la miezul zilei! Avem toate datele tale. Cecul îți va veni în fiecare lună acasă. Felicitări încă o dată și sperăm să rămâi un ascultător fidel. Ce faceți? Sunați numerele la întâmplare și vă bate joc de oameni la telefon? Pe cine ați păcălit? O cunosc? Promis să nu-i spun că e o farsă. Dar mai am câștigat la radio. Norocoasă! Sunt milionară! Bravo! La o parte, faceți loc, trece în milionar. Nu te apropia, nu mă faceți să folosesc spriul împotriva ta. Las-o să se apropie, e colega mea de bancă. Wow, am auzit că te-ai îmbogățit. Sper că acum nu o să te schimb ca persoană și o să rămânem în continuare colegi de bancă. De fapt, de asta am trecut pe la școală, să spun că nu vom mai fi colegi. De ce nu vii în continuare la școală? Ce rost mai are? Sunt un om realizat. Voi primi 1000 de euro în fiecare lună. Mă retrag, ies la pensie. Eu în locul tău aș veni în continuare la școală. Pentru că ești tot o cilară săracă de aia. Și aș face ce nebunie aș avea chef. Cum ar fi? De exemplu, aș murdări cu cerneală scaunul de la catedră. Ce faci cu stiloul meu? Are valoare sentimentală. Mi l-a lăsat moștenire bunicul. Îți dau 100 de euro pe el după ce îmi vin banii de la radio. Rupe-l, dă-l încolo. Poți să te și semnezi să știi cine a pătat rochea. O urăsc pe sor mea! Sper să-i apar un herpes permanent și să nu mai placă niciun băiat. Dar ce e cu ea? E totuși sora ta. Doar magonii din casă, căci că vine iubitul ei și le stric distracția. Și părinții tăi o lasă? Mama și tata sunt plecați din oraș, iar culmea, pe ea au lăsat-o să aibă grijă de mine. Te înțeleg perfect. Și am un frate mai mare care mă închide în dulap și nu-mi dă drum până nu zic că este până universului. Eu am două surori mai mari. Și te bat? Mairo, se bat între ele, iar pe mine mă folosesc drept scut. Dar numărul tău de telefon de acasă. Ce vrei să faci? Să te răspund. O să ne am și o sperim că te-am luat-o static. Să se învețe minte să aibă grijă de tine altădată. Și dacă sună la poliție? N-au de unde să știe, la numărul ăsta nu stăm noi. E ca și cum a sunat anonim. 0285 Da? 938 Da. 625. Da, o țin o cale la gură ca să pară voce mai groasă. Alo, sora Andrei, o avem pe Andreea. Nu, nu un vizitor. Nu, nu ne jucăm pe calculator. Nu înțelegi? Noi suntem niște oameni groaznici. Dacă vrei să mai vezi întreagă pe Andreea, tăși din gură și faci ce spune noi. Cere o recompensă. A lăsat mama niște ciocolată de casă. Spune-i să o aducă unde îi spunem noi. Vrem ciocolată de casă sau Andreea încurcă? Zice că n-are ciocolată de casă. Minte! E o tavă întreagă în frigider. Dă-mi o mie. Ba da, ai ciocolată de casă și o vrem pe toată. Vezi în frigider. Unde-i în frigider? Deasupra oalei de ciorbă. Ai oale de ciorbă în frigider. Vezi deasupra. Și acum fii atentă. Iei tava și o lași în parculețul de lângă școală. Pe leagănul din mijloc. Ce zici? Nu vorbi cu gura plină că nu te înțeleg. Asta mănâncă ciocolată acum. Dă-mi mie. Dacă mai ai o singură gură de ciocolată și nouă nu ne dai, Andreea încurcă. Alege. Ori Andreea, ori ciocolata. A spus că alege ciocolata. Asta
nu ne crede. Normal, întâi trebuie să-i trimitem un indiciu. O dovadă clară că ești la noi. Un deget, de exemplu, sau o ureche. Al cui deget? Al meu? Am nevoie de ele, poate mă apuc de pian. Dar dacă îi trimitem... Ce vrei să faci cu foarfeca aia? Stai calmă, că vreau doar câteva fire de păr. Pleacă de lângă urechile mele cu foarfeca. Fricoasă mai ești, Bianca, apucă de un picior. Stai calm, că nu vrem decât pantoful. O să lăsăm la ușa ta împreună cu un bilet în care cerem ciocolata. Bine, dar grăbiți-vă, că n-am chef să rămân desculță. Ai atâția fani că abia nu mai descurc. Ești bogată și celebră. Sunt cam dezamăgită că nu m-au exmatriculat. Asta e, mă duc acasă să recuperez orele de somn pierdute la școală. Doar nu vrei să renunți tocmai acum, nu? M-am distrat cu cenele, v-am făcut plăcere. Ce mai vrei să fac? Nu știu, dar ai șansa să aduci bucuria atâtor elevi. Poți să ne ajuți pe toți. Domn profesor a zis că mai întârzie puțin. Aveți voi grijă de catalog. Iată ocazia să pleci triumfală. Catalogul. Ce faci cu catalogul? Știi bine că n-avem voie să atingem catalogul pentru că... Pentru că mă exmatriculează, vreau să părăsesc această școală urâtă de profesori, dar iubită de colegi. Că mai pe cei de pe hol înăuntru. Liniște, vorbiți pe rând că nu ne mai înțelegem. Edward, zici ce vrei. Mie trecem în 10 la engleză. No problem. Thank you very much. Muncești tu la engleză. Cine urmează? Punem și mie un 10 la gramatică pentru că notele mele e foarte proaste. Nu știu ce are cu mine profesorii. Notele sunt proaste, iar tu ești mai. Lasă să se bucure că odată în viață primește și ea un 10. La mine e o problemă cu absențele. Și la mine. Normal, pentru că chiuliți împreună. E pagina voastră din catalog. Absențele au dispărut. Ziceți mersi și valea la distracție. Să faceți absențe noi. Ura! Pe mine mă scuzați. Trebuie să mă duc la toaletă. Și cum la toaletele noastre nu există niciodată hârtie. De data asta sigur exmatriculează. Avem o veste bună și una proastă. Vestea bună e că acea soră mea și-a adus ciocolata. De unde ai știut? Se vede pe fețele voastre. Dar vestea proastă? Vestea proastă este că am terminat-o pe drum. Ciocolata ați halit-o, dar măcar pantoful mi l-ați adus înapoi. Ce nevoie tu de pantof? Unde vrei să pleci? Acasă, cum unde? Dar nu-ți place aici, în clubul nostru, acest loc magic în care ne putem face ce nu ne lasă părinții să facem acasă? Lăsați vrăjeala și dați-mi pantoful. Dar de ce să pleci acasă? Tocmai acum când o avem la mână pe sora ta? Asta zic și eu. Eu zic să-i mai cerem o tavă de ciocolată. Ce sucur că mi s-a făcut sete. Tu stai aici că dacă mai te miști mult o să-ți intre ceva în picior. Noi ne ocupăm de partea cu ciocolata. Iar dacă mai rămâne, îți aducem și ție. Dar nu-ți fac mari speranțe. Nu mă lăsați aici! Vreau pantoful! Vreau acasă! Ce țipi așa? Ce ai pățit? N-aveți și voi un pantof în plus? Mă vezi că am trei picioare. Acum fă liniște că avem o farsă nouă. Sună? Sună. Liniște. Cine te caută? Nu știu, nu cunosc numărul. Alo? Radio Vacanța! 101.8 FM. Și iată că avem un ascultător pe fir. Ești în direct. Sunt în direct la radio. Pentru marele premiu din această după-amiază, trebuie să răspunzi la o întrebare de cultură generală. Domeniul de astăzi este... Geografia României! În ce masiv muntos din țara noastră se găsește Sfinxul? Repede, unde se află Sfinxul? Asta n-a auzit de masivul Egipt? În Egipt, vis-a-vis de piramide. În masivul Egipt.
Răspuns corect! Am câștigat, dar ce anume am câștigat? Radio Vacanța! Te trimite în acest weekend pe tine și prietenul sau prietena ta, cea mai bună, într-o excursie de două persoane la o cabană de vis. Cabana Țeapa, situată în mijlocul pădurii de la marginea orașului, vă oferă gratis lecții de călărie, jacuzzi, plimbări cu ATV-urile, paintball, tir cu arcul, rafting, adică plimbări cu pluta pe râu. Cabana Țeapa este o cabană de 5 stele. Camerele sunt dotate cu șemineu, internet de mare viteză, televizor cu plasmă în baie și un frigider plin cu tot ce poftești. Wow, sună minunat! Vă mulțumesc și promit că voi asculta în continuare Radio Vacanța! Și totuși, ce se află în mijlocul pădurii de la marginea orașului? Ce se află la marginea oricărui oraș din România? Haide de câine, fometați! Yay! Stați! Dar de ce ne bucurăm toți patru când doar doi pot merge în excursie? Îmi pare rău, Maria, îmi pare rău, Erica. Îți pare rău că stai acasă? Știți bine ce vreau să spun. Îmi pare rău de voi, fiindcă e clar că pe mine mă va alege Ana. De unde ești tu așa sigur? Eu și Ana suntem practic de ne despărțim. Chiulim împreună, ne facem lecțiile împreună, copiem împreună. Da, dar cine a ajutat-o să răspundă la o întrebare atât de dificilă? Are dreptate! El mi-a zis de masivul Egipt. Trebuie să vă bucurați pentru noi. Nu fiți triste! Poate într-o zi o să aveți și voi norocul de a câștiga la radio. Aveți dreptate! Vă urăm drum bun și distracție plăcută în acest weekend. Mai rău și distracția plăcută când noi rămânem acasă. Cine a zis că rămânem acasă? Eu, tocmai am zis. Cum poți să le mai rău și distracția plăcută? Nu mai repeta, că știu ce ai zis, dar am un plan. Mergem noi înainte și le zicem celor de la Cabana Țeapa că noi suntem cei doi care au câștigat la radio. Corect, eu sunt Ana, cea care vorbi la radio. El tu ești doar prietenul ei cel mai bun, dar când o să ajungă și la cabană? Le zicem că sunt doi impostori care vor să ne fure excursia. Planul e bun, dar ca să meargă trebuie să le luăm înainte. Hai repede să ne facem bagajele. S-a prins, sureta! Ne-a așteptat ascunsă, crede că am a doua tavă de ciocolată și amenința că ne sună părinții. Cred că ar trebui să-i spunem că e doar o farsă. Și pantoful meu unde e? Crezi că mi-ar bucă să luăm? Am luat ciocolata și am tulit-o, că sora ta și prietenul ei au început să ne alerge. Ți-am adus și ție de data asta. S-a topit. Lăsați-o naibii de ciocolată! Eu n-am cu ce să mă încalț. Noi n-avem cum să te ajutăm. Farsa asta a fost ideea ta. Te descurci. Surioară, sunt eu, sora ta. Am nevoie disperată de ajutorul tău. Nu, nu e o farsă. De data asta e pe bune. N-am cu ce să mă încalc și sunt prizonieră într-un apartament. Stai, nu închide! Tu așa pleci acasă într-un picior? Ai grijă că cineva a spart neonul pe palier și sunt cioburi. Au! Mi-am luat tot ce trebuie? Eu nu mi-am luat nimic. Avem de toate la Cabana Țeava. Deci să nu mai iau sandvișurile astea, poate mi se face foame prin pădure. Ce sandvișuri, măi? Mergem cu sandvișurile după noi ca țărani când acolo avem fritane și torturi și mâncare de nici nu știm cum se cheamă? Haine, dacă mi se face frig noaptea. Avem jacuzzi și sauna, o să murim de cald. Chibrite, apă. Te uiți preamul la Discovery. Noi mergem la Lux, nu în mijlocul sălbăticiei. Atunci lăsăm totul acasă și mergem îmbrăcate frumos. Exact, ca niște doamne. Fără geci de ploaie, bocanți și alte prostii. Dacă plecăm acum, până seara ajungem la cabana și acolo avem de toate. Ai reușit! Ești propusă pentru exmatriculare. Cu bine, să nu mă uitați! Ești o să nu uiți cum i-a promis 100 de euro pentru stiloul de la bunicul plus salariul meu ca gardă de corp. Nu uit, nu uit! Mă duc acasă să nu ratez când îmi vin banii de la radio. De ce nu suni acum la radio să vezi la ce oră îți vin banii? Ai dreptate, mai am numărul în memorie, sun acum.
Nu-mi vine să cred că iuritele alea au plecat înaintea noastră. Era excursia mea! Eu am câștigat-o! Ce naiba sună? Alo? Ce poze radio, domne? Aici nu e niciun radio! Aici este apartamentul 40! Alo? Alo? Nu e niciun radio. Cum adică nu e niciun radio? Cineva mi-a făcut o farsă. Sunt săracă și mă exmatriculează. O să ajung cerșetoare. Și banii mei, stiloul meu. Iertați-mă, a făcut un de telefon. Cineva a făcut farsă de pe numărul de telefon din club. Înseamnă că și pe noi ne-au păcălit. Nu este nicio cabana țeapa, este doar o țeapă. Înseamnă că pe Maria și Erica o să le prindă noaptea în pădure. Și știi ce e și mai amuzant? Ce? Uite-te pe fereastră, sunt nori, o să înceapă să plouă. Ce, Maria, te-a prins ploaia în pădure? Pe mine m-a prins doar ploaia, pe Erica au prins-o și câinii. Apropo, voi trei trebuie să plătiți. O să ne faceți farse să vă răzbunați? Nu, a venit nota de plată din Club 40. Sper că nu ne lăsați doar pe noi să plătim. Stați, suntem un grup, plătim la comun, nu? Alo? Sunt în direct la radio? Hai nu mă nebuni! Știu că e o glumă proastă. Care ești la telefon? Delia, Daria sau Luca? Ce vorbești? Am câștigat 1000 de euro? Ha, ha, auzi? Ia banii ăia și spală-te cu ei pe cap. Auzi, da, nu vrei și tu să contribui cu noi la nota de plată? Stai, sunteți la școală? Înseamnă că chiar am câștigat? Alo, alo, mai sunt în direct? A închis. Fii doar farsele să vă fie!